One Radio Rock FM. Un eveniment al primăriei municipiului Constanța. E o seară extraordinară la One Festival la malul mării în Constanța și voiam să spun o chestie siropoasă, așa. Nu avem atâtea stele ca pe cer, dar avem trei mari și late, au fost zob, sunt celelalte cuvinte, iar acum, în fața camerei, sunt Cristi Minculescu, Walter și Boro. Așa se numește trupa. Cum vă mai spune? Bună seara, prieteni, Cristi, Walter, Boro. Astăzi, Cristi, Walter și Boro. Bine ați venit la One Festival. Mulțumim mult pentru invitație, e o adevărată revelație acest spectacol la mai multe. Mulțumim din inimă că ne difuzați. Cu cea mai mare plăcere, oricând, cu mare drag. La mai multe, asta contează cel mai mult, ați văzut ce afluență de public. Eu sperăm să aveți la fiecare weekend pe care mai e acum, la încă trei, încă trei weekenduri mai aveți. Cu cele mai mari trupe din rockul românesc sau, dacă vreți așa, pe ansamblu cu cele mai mari trupe din muzica românească. Voi aveți o lungă și bogată experiență în concertele de la Malul Mării. Cum erau cele de atunci, cum sunt cele de acum? Hai, Boros. La fel de generoase. Întotdeauna aici era o atmosferă fantastică pe vreme și când stăteam 3 luni și cântam aici la mare. Iar întotdeauna au fost niște spectacole extraordinare și am văzut că e foarte multă lume, dar așteptăm să cântăm. Bun. Cu ce așteptări în seara asta, Walter? Păi nu am mai cântat de cam de mult în Constanța, în Mamaia, mai ales în aer liber și suntem foarte entuziasmați și așteptăm să facem împreună o seară magică. Cum te simți astă seară? Te-ai antrenat? Cam fiecare seară cu acești colegi. Bun, un gând pentru oamenii care ne privesc acum. Sănătate, fericire și să ne revedem de foarte, foarte multe ori. Grație vouă, încă o dată vă mulțumim pentru tot. Și dacă permiteți, aș vrea și eu să anunț că lansăm săptămâna viitoare o piesă în colaborare cu Pașa Man, se cheamă Unde inima mă bate. Este vorba în general de familie, de despărțiri, de reuniri, de greutăți de, și de împliniri și de optimism până la final. Stați pe recepție pe Instagram și Facebook la Cristi Minculescu, Walter Boro pentru piesa asta. Sperăm să vă dăm cât mai repede și să o preluați. E o piesă surpriză, atât vă zic. Vă pup pe toți și pe voi. Inimile noastre în seara asta bat rock la Malul Mării în Constanța. One Festival, rock and roll.